Universitatea Politehnică Timișoara a fost săptămâna aceasta gazda reprezentanților Academiei Educației din Serbia, iar printre cei prezenți au numărat și membrii ai conducerii Universității din Belgrad. Conferința a avut loc în sala Senatului Rectoratului UPT, în cadrul căreia s-a vorbit despre subiecte de interes comun pentru cele două universități. We are trying to improve the quality of education together with some faculties from Romania, and we are trying to involve augmented reality, virtual reality, metaverse, robotics and artificial intelligence in education and to make the motivation of students better, as well the way of evaluation knowledge and increasing internal and external motivation of students with new technologies. Cu ocazia vizitei făcute la Timișoara, printre cei din Academia de Educație din Serbia au fost primiți noi membri. Unul dintre ei este Ivan Bogdanov, președintele Fundației Politehnica, profesor emerit. Numirea vine ca o recunoaștere a întregii activități academice și a legăturii cu reprezentanții minorităților sârbe din Banat. Ovo je za nas značajan trenutak, jer želimo da se, kako bih rekla, obratimo javnosti rumunskoj, akademskoj, i da naglasimo da imamo čast i zadovoljstvo da u naše redove, u naše jato primimo ovako dva značajna akademska člana. Da, reći ću još jednu rečenicu, samo nije slučajno da su se ova dva imena našla u našem izboru. Profesor emeritus, profesor doktor Ivan Bogdanov je inače na mapi tehničkih nauka Europe, pa i sveta. Nu sunt singurii care fac parte din Academia de Educație din Serbia. În ceea ce privește pe domnul profesor Ivan Bogdanov, e unul dintre străluciții profesori și cu îndelungată activitate în cadrul Politehnicii și cu o relație și cu științele umaniste, nu numai cu robotica și cu tehnicile și ingineria propriu-zisă. Universitatea Politehnică Timișoara are strânse legături cu reprezentanții tuturor minorităților din zona de vest a țării. Timișoara este un oraș eminamente multicultural. Fundația Politehnică îmbrățișează această atmosferă și sprijină colaborările cu diversele formațiuni, organizații ale minorităților prezente și la noi în Banat. Legăturile transfrontaliere s-au numărat și în anii precedenți printre subiectele importante la Universitatea Politehnică Timișoara, nu doar cu Serbia, dar și cu alte țări din Europa și nu numai, prin diverse proiecte și schimburi de experiențe.